Astăzi, la interviurile Jurnal FM, ne-am gândit să invităm un om, un gospodar. Un gospodar din Vaslui, de data asta. Un om care știe să gestioneze super timpul petrecut pentru rezolvarea unor priorități și un om care iubește comunitatea din care face parte. Doamnelor, domnilor, am plăcerea să vi-l prezint pe consilierul județean din partea PSD, Valeriu Caragață. Bine ați venit, domnul Valeriu, alături de noi. Bine v-am găsit și vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Profit să-i salut și pe toți cei care ne urmăresc și le mulțumesc foarte mult pentru lucrul acesta. Domnul Valeriu, este o întrebare cu care îi pun în dificultate, zic eu, pe toți invitații mei. Cine este Valeriu Caragață, omul care candidează din partea PSD la Consiliul Județean Vaslui? Pentru că vrem să cunoaștem în primul și în primul rând omul. Sigur, chiar m-ați pus într-o dificultate, în sensul că dacă mă puneți să vorbesc despre investiții, proceduri, legi și multe altele proiecte, poate nu mi-ar veni așa de greu. În schimb, atunci când trebuie să vorbesc despre mine, e un pic mai dificil, dar având în vedere că întrebarea dumneavoastră este seacă și trebuie să răspund, și suntem și într-o perioadă în care toți cetățenii își doresc să vadă cu cine votează și care ar fi profilul candidatului pe care l-ar agrea, să zicem. Numele meu este Valeriu Caragață, am 46 de ani, căsătorit, am o fetiță de care sunt foarte mândru și, de ce nu, la rândul meu și eu vreau să fiu un exemplu și un reper pentru ea. S-o educ de așa natură încât să îmi calce pe urme. Eu zic că am ce să o învăț și mă mândresc din acest punct de vedere. M-am născut în Vaslui, sunt vasluian, jet by jet, m-am născut într-o familie modestă de oameni muncitori care m-au învățat așa cum pe toți copiii învață părinții lor să fie cinstit, să muncească, să fie respectuos cu vecinii, cu semenii în general și perseverent, aș putea spune, în demersurile mele pentru în ceea ce fac, pentru tot ceea ce înseamnă dezvoltarea mea personală și, de ce nu, îndeplinirea sarcinilor de serviciu acolo unde desfășor activitatea. Îmi place să port respectul oamenilor, cetățenilor și nu neapărat că este că dă bine. Știți că dă bine și întotdeauna am făcut lucrul ăsta. Ci este foarte important pentru că vei afla foarte multe lucruri de la locuitori, vei afla foarte multe lucruri și înveți foarte multe lucruri și totodată, de ce nu, corectăm și anumite greșeli. Pentru că ei reprezintă feedback-ul nostru, acum dacă vorbim în campanie electorală despre candidaturi, ei sunt cei care ne oferă feedback-ul pozitiv sau negativ. Dacă este în intervalul celor 4 ani de mandat, corijăm aceste greșeli și în felul acesta să rezolvăm anumite probleme. Dacă nu, este aceste greșeli, acest feedback se concretizează în buletinul de vot și atunci responsabilitatea este a cetățeanului prin alegerea făcută. Corect. Vreau să vă întreb și știu de altfel de la dumneavoastră că ați fost consilier local și consilier județean în Vaslui și sunteți consilier județean în Vaslui. Probabil cu ajutorul cetățenilor veți mai primi un mandat. Dacă ar fi să faceți o promovare a zonei în care trăiți, cum ar suna promovarea din gura dumneavoastră? Județul Vaslui este un teritoriu care aș putea spune că este binecuvântat. Și stau și mă gândesc că așa cum îi stă bine românului să scoată în față valorile, da? Pentru că vorbim de valori atunci când promovăm o entitate până la urmă. Și recent s-a încheiat Festivalul Internațional de Umor Constantin Tănase și îmi vine în minte personalitatea lui Constantin Tănase, de care suntem extrem de mândri și care, mă rog, ne-a lăsat în urmă atâtea și atâtea lucruri frumoase. De asemenea, dacă aș continua pe linia aceasta culturală sau a personalităților din județul Vaslui,
foarte multe personalități de seamă, istorice, academicieni, profesori, ingineri, s-au născut în acest județ. Chiar dacă nu s-au născut, dar în schimb se leagă istoric județul Vaslui de aceste personalități, ar fi marea personalitate, de ce să nu o spunem, a lui Ștefan cel Mare, până la urmă. Este o valoare istorică și culturală de care ne mândrim. Pe urmă, mi-aduc aminte, este Emil Racoviță, Dimitrie Cantemir, Nicolae Tonița, spun aleatoriu ce-mi vine în minte, apropo de promovare, Alexandru Giugaru, Alexandru Ioan Cuza, iar e o mare personalitate de care se leagă istoria modernă și modernizarea României până la urmă, României mari. Totodată mă gândesc și la comunitățile care sunt într-o plină dezvoltare și de ce nu la oamenii obișnuiți care sunt gospodari, care muncesc, care caută să-și câștige existența zilei până la urmă, dar o fac într-un mod onest și totodată, mă rog, cu multă încredere. Pe mine pot să vă spun, pe mine pot să vă spun că m-ați convins să vin în Vaslui și pe partea de istorie și pe partea de a vizita orașul Vaslui, din câte mi-ați spus dumneavoastră, un loc senzațional. Domnul Valeriu, vreau să vă... Vă rog, am uitat, vă rog. Vă rog să vă întrerup, am uitat să vă spun vă de... Că mi-a venit în minte de profesori și de olimpicii care au rezultate deosebite și care ne fac mândri și sunt niște ambasadori ai județului Vaslui. Deci, doar câteva dintre, atât cât ne permite timpul, câteva dintre elementele de frunte ale județului Vaslui. Domnul Valeriu, când ați intrat în politică și de ce ați intrat în politică? Am intrat de relativ de mult. Cred că se împlinesc vreo 20 de ani, din 2001 mai exact. 19 ani au trecut de atunci de când am intrat pentru prima dată în politică. Și, mă rog, am învățat încet, încet, integrându-mă în colectivele colegilor, și totodată am căutat până la urmă să ofer și eu o anumită expertiză care iată că de ceva timp se regăsește la nivelul organizației județene a Partidului Social Democrat și dacă până mai ieri, asta însemnând acum 12 ani, mai bine de 12 ani, priveam la alți candidați, încercam să învățăm de la ei. Iată că noi suntem protagoniștii, apropo de transferul de generație, suntem în această situație, în această postură și căutăm cu cinste, cu mândrie, cu responsabilitate să continuăm proiectele și modernizarea comunităților noastre. În momentul în care ați intrat în politică, ați avut, nu știu, vreo nemulțumire pentru care ați intrat în politică? Dumneavoastră, ca persoană, ați spus, de exemplu, domnule, vreau să intru în politică pentru că vreau să schimb ceva. Ați avut vreo nemulțumire sau ați intrat în politică pentru, nu știu, pentru societatea din care faceți parte? Ăsta ar fi motivul pe care dumneavoastră l-ați enunțat. Eu am intrat în politică pentru că întotdeauna am fost un om implicat. Vă dau un exemplu. Eu sunt absolvent al Facultății de Geografie și Geologie Iași, din cadrul Universității Alexandru Ion Cuza Iași și am lucrat 3 ani în Iași înainte de a veni în Vaslui, tot ca profesor, până să intru în politică și tot timpul am fost implicat în activități extrașcolare, cum ar fi. Am organizat cercul de geografie, la reviste, participam la concursuri școlare, adică aveam foarte multe activități pe lângă activitatea de la catedră, activitatea didactică. Această energie am considerat-o că o pot canaliza și în această direcție, considerând că sunt suficient de pregătit să încerc și altceva. Și pregătit să învăț și în acest nou domeniu, mi-am dorit să-mi pun amprenta în municipiul Vaslui, de unde m-am născut,
unde m-am dezvoltat și de altfel unde am primit, să zicem așa, educația necesară de a porni în viață și să ofer un feedback și să pun umărul, cum spunea un profesor, să pun umărul la dezvoltarea cetății. Da. Asta a fost motivul. Ăsta a fost motivul clar pentru care pe parcurs, bineînțeles, că am identificat și alte aspecte care m-au motivat, și anume dezvoltarea de proiecte, respectul față de oameni, unitatea oamenilor, nu știu, comunicarea și multe alte aspecte care pe parcurs le-am domândit din această postură. Corect. Ce ați oferit comunității din care faceți parte până acum? Și vă întreb pentru că știți cum e, toți cerem câte ceva și eu cer ca primăria, de exemplu, sau Consiliul Județean să facă, să dreagă, clasa politică să facă, să dreagă, dar eu personal ce dau comunității înapoi? Asta vă întreb și tu pe dumneavoastră. Dumneavoastră personal, ce ați oferit comunității până acum? Face legătură cu discuția anterioară. Am vrut să ofer un feedback comunității și până la urmă o recunoștință pentru faptul că am primit educație, m-am format aici. Păi, dacă este să mă exprim sau să mă refer la o perioadă înainte de 2008, când pentru mine a fost o perioadă destul de importantă pentru că am devenit viceprimar al municipiului Vaslui, ar fi că implicat în la școală am avut grijă ca elevii mei să fie responsabili, să învețe, să fie pregătiți pentru viață, da, în linii mari. Dacă este să mă adresez perioadei de după 2008, când am avut această șansă, am primit această șansă prin votul oferit de către acești oameni ai cetății, cum spuneam, din municipiul Vaslui, locutorii din municipiul Vaslui, și până în prezent, zic eu că m-aș putea lega de foarte multe proiecte unde, chiar dacă nu am fost vizibil, am contribuit în mod direct sau indirect. Aș da exemplu. Când mi-am început perioada ca viceprimar în 2008-2012, alături de domnul primar Pavel Vasile, și mulțumesc foarte mult pentru că a fost un adevărat profesor în sensul acesta, a fost programul integrat de dezvoltare urbană. Practic a început modernizarea și schimbarea feței municipiului Vaslui, care înseamnă infrastructură rutieră, trotuare, infrastructură socială, culturală și multe altele. Și chiar am fost manager de proiect pe două centre medico-sociale care au fost ca un subproiect în programul integrat de dezvoltare urbană. Dacă este să mă refer ca în calitatea mea de administrator public al județului Vaslui de după 2012 și până în prezent, la Consiliul Județean Vaslui mă pot referi la toate proiectele pe care Consiliul Județean l-a dezvoltat la nivelul județului Vaslui. Și mă refer la modernizarea Spitalului Județean de Urgență, la modernizarea Muzeului Vasile Pârvan și a Teatrului Victor Ion Popa din Bârlad, la modernizarea Muzeului din Vaslui, la conceperea, scrierea, derula și implementarea unor proiecte, cum ar fi, și mă mândresc foarte mult cu acest lucru, cu drumul strategic, care, mă rog, poate s-a mai auzit, cei care ne ascultă pot și-și dea seama despre ce vorbesc. Vorbim de o axă rutieră care pur și simplu străbate județul de la sud la nord, între Bârlad și Codăiești, așa permițând unui număr foarte mare de cetățeni să circule în condiții de siguranță. Bine, asta când și proiectul va fi finalizat în 2022, pentru că el este în derulare. Pe urmă, proiecte legate, deci dincolo de proiectele culturale, mai sunt o serie de reabilitări și modernizări ale centrelor medico-sociale. Și un, cum să vă spun, poate un proiect de suflet al meu, bine, toate aceste lucruri le-am făcut ca și cu echiper într-o echipă, o echipă de proiect, un proiect de suflet, Școala te face om. Printre alte proiecte, Școala te face om. Nu întâmplător precizez acest lucru pentru că s-a adresat tuturor unităților de învățământ din județul Vaslui. 81 de
comune câte sunt în județul Vaslui, toate unitățile de învățământ au fost implicate în acest megaproiect, aș putea spune, megaproiect pentru că el a avut valoarea de 2.700.000 de lei, fiind accesat pe fonduri sociale. Și vreau să vă spun că a fost un grup țintă extrem de numeros. Mă refer la copii care provin din familii defavorizate, care au fost îndrumați să vină la școală, unul dintre fiind eradicarea sau reducerea, mai bine zis, că nu pot să înlături în totalitate acest deficit, să reduci acest abandon școlar, care înseamnă și masă caldă, care înseamnă echiparea unităților de învățământ cu echipamente IT, cu jocuri, școala părinților și multe, multe, multe alte lucruri. Vedeți că este formația mea de profesor și fără să am niciun trac aici când vorbesc despre activitatea de bază a mea, încerc să intru mai mult în amănunte. Sunt multe proiecte de care se leagă implicarea mea și sunt foarte mândru de acest lucru. Eu am un principiu de bază, adică cred că e mai bine să fii un pic mai modest, să-ți faci treaba și să vorbească faptele în urma ta, să rămână și să fie văzute. Dar faptul că suntem la o campanie electorală, chiar dumneavoastră spuneați că în calitate v-a spus în persoana unui alegător, vreți să știți, vreți să cunoașteți, exact, vreți să auziți, exact, și vreți, exact, răspunsuri. Exact, domnul Valeriu, pentru că de modestie suntem sătui cu toții și toți prin modestie zic lasă, că nu ies eu să spun. Dar oamenii vor să știe. Oamenii vor să știe ce proiecte s-au implementat în Vaslui. Oamenii vor să știe ce proiecte urmează să se implementeze în Vaslui. Oamenii vor să știe ca să iasă la vot. Adică eu, de exemplu, vreau să votez. Cu cine? Nu contează. Dar vreau să știu și candidatul X, și candidatul Y, și candidatul Z, cu cine și ce proiecte vine și mi-aduce. Ce a făcut, pentru că mă interesează, ce a făcut, absolut, ce face, ce proiecte are în derulare acum și ce va face. Ca să știu și eu, ca cetățean, plătitor de taxe și impozite, unde să pun ștampila. De asta v-am întrebat și de proiectele pe care le-ați derulat, proiectele pe care le derulați și mă interesează cam cum ar arăta proiectele pe care le veți derula în momentul în care, cu voia cetățenilor, veți ajunge din nou consilier județean sau administrator și administrator al județului. Sigur, într-un mod firesc, toate proiectele începute, majoritatea dintre ele sunt pe finanțări europene, trebuie continuate. Ele au ca destinație creșterea confortului și cetățenilor, creșterea calității condițiilor de viață și ele trebuie continuate pentru că fac referire la infrastructură rutieră, la infrastructura de utilități, apă, canalizare, gestionarea deșeurilor, colectare și gestionarea deșeurilor, la continuitatea proiectelor de modernizare în domeniul sănătății a spațiilor de la Spitalul Județean de Urgență, care înseamnă atât modernizare cât și construcții noi, pentru că sănătatea pentru noi ca și Partid Social Democrat este o prioritate, ca și educația de altfel, și celelalte proiecte care cu siguranță vor fi continuate atâta timp cât noi ne-am angajat, ne-am asumat în baza contractelor de finanțare, fie cu Agenția de Dezvoltare Nord-Est, fie cu alte surse de finanțare, să le ducem la final. Sigur, sunt și alte proiecte care au, cum să vă spun eu, au o altă conotație și mă refer aici la partea culturală. Continuăm să investim în centrele acestea culturale, unul dintre acestea fiind în municipiul Vaslui, vorbim de Centrul Cultural Multifuncțional Dimitrie Cantemir, vorbim de activitatea culturală efectivă a proiectelor care vizează activitatea culturală a județului.
Pentru că un popor fără identitate culturală, ce înseamnă? Cum poți să fii patriot? Cum poți să fii, m-ați întrebat, de valori, cum ieșim în față? Corect, Și corect. aceste lucruri trebuie să merite o atenție deosebită. Sunt proiecte, nu trebuie uitat, pentru că vorbim de competența Consiliului Județean, de atribuțiile Consiliului Județean, vorbim de relația foarte bună cu unitățile administrativ-teritoriale, cu comunele din teritoriu, care au la rândul lor cetățeni care și ei așteaptă, pentru că au o serie de proiecte care trebuie cofinanțate. Apă, canalizare, școli, dispensare, sedii de primării, drumuri până la urmă și terenuri de sport, săli de sport, adică toate aceste obiective vin în sprijinul cetățenilor din județul Vaslui. Ori Consiliul Județean are această responsabilitate legală ca să sprijine aceste comunități prin cofinanțări și prin alte modalități pentru ca aceste obiective să fie duse la îndeplinire. Vreau să vă mai pun o altă întrebare. Vreau să vă întreb dacă dumneavoastră, personal, ca om, Valeriu Caragață, sunteți mulțumit de realizările, de lucrurile care s-au făcut în Vaslui în anii care au trecut? Personal, ca om, nu ca politician, ca om mă interesează. Da. Da, într-adevăr, ca politician poate ești tentat să prezinți situația în roz. Dar n-aș vrea, eu aș vrea doar să vă aduc la cunoștință niște relatări de pe Facebook, adică vreau sigur, să fac niște sigur. Citări mai mult. M-am fost implicat în activitatea aceasta cotidiană la nivelul municipiului Vaslui, la nivelul județului Vaslui, m-am întâlnit cu foarte mulți oameni care ne-au oferit un feedback pozitiv. Citez. O doamnă care, și dacă mă aud colegii, pot confirma lucrul ăsta, o doamnă care s-a întors din Germania și a ajuns la Mălușteni, da? A ajuns pe un drum betonat și a spus, bine, cred că a exagerat puțin aici, este ca autostradă în Germania. Și super. Zic, ia uite domnule, zic, nu fi ca autostradă, dar se vede că se realizează ceva. Apoi oameni care vin și vizitează municipiul Vaslui, municipiul Bârlad, vizitează podgoriile de la Huși. Adică sunt și la fel din domeniul acesta al educației, mă întâlnesc cu foarte mulți invitați în cadrul programelor Erasmus. Bine, înainte de pandemie, că acum lucrurile s-au mai estompat și care tot timpul au făcut remarci pozitive la adresa a ceea ce s-a schimbat sau a ceea ce, cred că corect mai ar fi spus, ce s-a zugrăvit că ar fi județul Vaslui, adică polul sărăciei și mult. Exact asta, exact asta vreau să dezbat cu dumneavoastră, și pentru că la nivel, că Vaslui, la nivel, vă rog. Da, asta vreau să dezbat cu dumneavoastră, pentru că la nivel național toată lumea arată Moldova, Vaslui și așa mai departe. Sunt lucruri extraordinar de interesante și de frumoase în județul Vaslui. Și asta nu vă spun dumneavoastră ca și consilier județean. În alt mandat, eventual un alt mandat de consilier județean, ci le spun celor care ne urmăresc la ora asta. Și vă spun și dumneavoastră, da, ca om, da, domnul Valeriu, sunt lucruri extraordinar de frumoase în județul Vaslui. Să ajungi să arăți cu degetul, tu ca român, către un județ extraordinar din toate punctele de vedere, mie mi se pare că ar trebui o promovare mult mai intensă pe partea pozitivă în județul Vaslui. Și cred și sunt convins, sunt sigur că dacă veți ajunge din nou consilier județean din partea PSD în Vaslui, vă veți ocupa și de turism, și de partea turistică. Sigur, într-adevăr, există și un deficit, așa cum vă spuneam înainte, un deficit de imagine a județului Vaslui și cred că trebuie în acest sens o mai multă promovare prin utilizarea mai multor vectori, media, eu știu, presă scrisă, acum cu pandemia e mai greu, dar organizarea unor târguri, oricum noi avem, v-am spus, o viață culturală și, de exemplu, îmi vine în minte Hora din Străbuni. Păi Hora din Străbuni aduna în municipiul Vaslui, de fapt în județul Vaslui, pentru că era un festival care făcea ca toți invitații să ajungă și la Bârla, și la Negre, și la Huș. Pur și simplu este o promovare internațională de excepție.
să vină atâtea ansambluri populare sau muzicale de pe din numeroase țări din lume, adică și din America Latină și din Europa și din Africa și din Asia, adică și să vină și să ofere un feedback pozitiv, vă dați seama cu ce impresii se întorc acei oameni. Adică cred că este mult de lucru, asta vreau să spun, în direcția aceasta de promovare și că va trebui să găsim resursele necesare și modelele necesare ca să schimbăm această mentalitate la nivelul țării și la nivelul Europei, astfel încât oamenii să se bucure de cinstea și respectul cuvenite. Care este programul de dezvoltare? Teritoriul la turism, avem un circuit. Da. Vă rog. Vă ascult. Vreau să vă spun că s-a avut loc o întrerupere de conexiune și da. Mi s-a părut că nu vă mai aud. Vreau să vă spun că la nivel de turism, județul Vaslui deține resurse foarte importante. Și mă refer aici la muzee, la cămine culturale, la obiceiuri, la tradiții. Sunt foarte multe obiective care pot fi vizitate. E drept, într-adevăr, trebuie să fie prinse într-o promovare destul de intensivă și unul dintre obiectivele pe care noi ni le-am propus să-l continuăm, da, și mult mai consistent, este promovarea acestor obiective turistice, pentru că până la urmă acest lucru este o activitate economică. O imagine foarte bună înseamnă vizită în județ, cazări, consum, impresii bune și așa mai departe. Adică cred că toată lumea are de câștigat prin acest demers al nostru și ne dorim să-l ducem la îndeplinire și în următorul mandat. Sunteți în campanie electorală. Luați pulsul străzii. Ați ieșit, bine, nu cred că este prima oară când ați ieșit să vedeți ce vor oamenii, dar acum ați ieșit probabil mai mult și ați luat pulsul străzii. Ce vor oamenii, domnul Valeriu? Fac o paranteză până să vă răspund la întrebarea aceasta și o să vedeți că o să-mi dați dreptate. Adică campania electorală se face nu în ajun, adică în astea 30 de zile. Acum corect. Trebuie să vorbești cu cetățeanul, să explici, să faci un raport, poate să te apleci mai mult în zona aceasta de comunicare. Campania electorală se face pe mandatul celor 4 ani. Și acest lucru trebuie să fie evident. Și aici vă pot spune și ce așteptări au cetățenii. Vor în primul rând să fie respectați oamenii. Vă spun, adică dacă aș fi să fac o ordine a priorităților, să fie respectați. Să aibă liniște. Să beneficieze de servicii publice de calitate. Deci ar fi, și aici mă refer, serviciile publice, în sfera serviciilor publice sunt numeroase aspecte aici, de la alimentare cu apă, deșeuri, cultură, sănătate, educație, deci foarte foarte multe activități și deci vrea să beneficieze din partea autorității publice locale de servicii de calitate. Că în mediul urban, că în mediul rural, în primul rând vrea să fie respectat, să nu stea la cozi, să fie tratat corespunzător, să fie ajutat corespunzător, astfel încât omul să știe că într-adevăr este un cetățean care merită să fie respectat și să aibă o stimă de sine corespunzătoare. Mai doresc sănătatea, da? Deci sănătatea să aibă un să se ducă să trateze. Și aici o amplă investiție, după cum am și precizat în intervențiile mele anterioare, o reprezintă Spitalul Județean de Urgență Vaslui. Chiar domnul președinte al Consiliului Județean a militat foarte mult, domnul profesor Dumitru Bozatu, a militat foarte mult să ca acest spital să devină o cum să vă spun, o primă etapă în tratarea unor boli, adică să nu mai plece lumea în alte centre universitare, pentru că putem oferi aceste servicii de calitate și aici. Și a început o modernizare amplă a Spitalului Județean de Urgență, adică o modernizare a clădirilor, dotare cu echipamente moderne,
construire de ambulator de specialitate, extindere UPU și nu în ultimul rând și multe alte investiții și nu în ultimul rând că vreau chiar să precizez lucrul ăsta, investiția în resursa umană. Mie mi s-a părut foarte interesant odată cu creșterea salariilor medicilor, așa, scopul fiind reținerea acestora, adică și să rămână Oprirea profesional acestora, vorbind, da. sigur, oprirea acestora, a migrației acestora în vest și achiziția de locuri, locuințe. Achiziția de locuințe și nu garsoniere sau locuințe de serviciu, ci locuințe în care medicii să-și întemeieze o familie. Adică ei să rămână fixați aici. Mi s-a părut o strategie foarte bună și iată că această strategie a dat roade, pentru că toate specializările în cadrul județean de urgență dispune de medici profesioniști din toate categoriile, se fac gărzi pe toate disciplinele, ceea ce este mare lucru, pentru că adresabilitatea a crescut foarte mult către cetățenii din județul Vaslui. Nu trebuie uitat un proiect drag mie, și nu numai mie, ci și al domnului președinte și tuturor celor care au nostalgii în sensul ăsta, este vorba despre centrul medico-social de la Germănești. Foarte multă lume s-a tratat la apele, la băile de la Germănești, utilizând apele terapeutice și vrem, deja s-a început, avem studii de fezabilitate, urmează evaluarea proiectului și mai departe reabilitarea acestui centru care să redea o valoare și zonei Germănești în zona Drânceni, Huși, da, aproape de frontiera cu Republica Moldova. Cam în adică cât timp felul va fi gata se centrul ăsta? Cam în cât timp va fi gata următor. Centrul? Deci, super, super. E bine, întrebarea este bună. De ce vă spun? Pentru că am auzit foarte mulți candidați că fac că dreg. Probabil nu cunosc cutumele legale, mă refer aici, mă refer la condițiile legale în ceea ce înseamnă conceperea unui proiect. De la ideea de proiect, de la tema de proiect, până când vorbești de implementarea proiectului, vă spun sincer, în România îți trebuie 2, 3 sau chiar 4 ani. Vă spun exact, de drumul strategic. Exact drumul asta vreau să vă întreb, pentru că... De la ideea de înființare a drumului strategic, acelei axe de circulație pe direcția... Da. M-auziți? A început în 2015. De-abia în 2019 au început lucrările și nu datorită faptului că autoritatea publică nu a avut capacitatea, ci pur și simplu au fost pași care trebuiau făcuți până la obținerea finanțării. Birocrație. În prezent se lucrează și așa sunt foarte multe proiecte. Și revin la aceste promisiuni electorale, birocrație, dar ce se întâmplă? E o birocrație, cum să vă spun eu, și bună, adică și mai puțin bună, în sensul că birocrația însemnând că trebuie să scrii proiectul, trebuie să-l trimiți la evaluare, trebuie, nu știu, anumite corecturi, clarificări și mai departe, obținerea avizelor, da, în momentul în care faci achiziția pentru execuție și implementare și toate aceste lucruri durează, adică sunt niște condiții legale pe care trebuie să le parcurgem. De-aia spun și revin, când aud candidați care plusează într-atât de mult încât ai impresia că vor să facă ceea ce ar trebui să facă guvernul. Știți? Da, adică da, am văzut niște oferte electorale care pur și simplu nu sunt ancorate în realitate. Adică vă spun exact, sincer. Exact asta voiam să vă întreb. Am observat. Exact asta vreau să vă întreb, pentru că sunt aici, vorbesc în general, da, nu arăt nici partidul X, Y și așa mai departe, vorbesc în general. Sunt foarte mulți candidați nu, care nu general, știu da. Fișa postului. Sunt foarte mulți candidați care nu cunosc fișa postului. Adică eu vreau să ajung, să zic, da, un exemplu, vreau să ajung primar, dar nu pot să spun eu ca primar că o să fac în municipiul unde candidez eu autostradă sau că o să fac, nu știu, ceva wow, doar ca să iau ochii. Trebuie să fim realiști cu ceea ce vrem să facem, ca și candidați, zic eu. Sigur. Sigur. Eu aș pleca, de exemplu, mă uitam, nu vă ascund că am primit și tot felul de broșurele cu programe electorale de la diferiți candidați ai partidelor angajate în campania electorală.
Și mă uitam și am zis, băi, oamenii ăștia nu cunosc competențele sau atribuțiile Consiliului Județean, nu cunosc atribuțiile legale ale Consiliului Local, nu cunosc atribuții legale ale președintelui, ale primarului și așa mai departe. Zic, oamenii ăștia se angajează la niște promisiuni când nu cunosc în spate care le sunt atribuțiile. Deci, cred că iese din sfera adevărului toate aceste promisiuni și, într-adevăr, rămân ca promisiunile și ca vorbele pescarului și vânătorului, știți? Care a văzut, da, a făcut, dar în realitate, știți? Și de multe ori, aceste promisiuni, neavând niciun suport legal, nu rămân decât niște vorbe aruncate în vânt. Mă refer aici, ar fi foarte la îndemână, să pui mâna când faci o broșurică electorală, să-i spui cetățeanului ce faci, să pui mâna pe codul administrativ, să vezi acolo ce spune atribuțiile Consiliului Județean, Consiliul Local, primar, candidat și așa mai departe, să vezi legea utilităților publice, ce spune acolo și ce, că asta e legea, unei lege nu-i tocmeală. Să vezi ce înseamnă legea urbanismului, să vezi ce înseamnă execuție bugetară. Deci sunt aspecte elementare pe care unii dintre candidați nu le cunosc, n-au aceste informații și culmea că se angajează la niște bătălii politice din acestea fără să aibă pe nimeni alături să învețe, să-i... Acum cetățenii vor fi cei care vor cântări, vor analiza și vor vedea care candidat oferă garanția faptului că poate într-adevăr să ducă la îndeplinire un program politic asumat, să aibă forța necesară, prin expertiză, prin seriozitate, prin responsabilitate și cred că aici se duce bătălia ideologică, zic eu, între candidați și, bineînțeles, care să le oferă posibilitatea cetățenilor să aibă o opțiune pe 27 septembrie. Cel mai bun să câștige, nu-i așa? Și... Cel mai bun să câștige. Principiul este unul ok. Din păcate, știți cum, aici ne-am aliniat cu toții la linia de start. Din păcate, unii dau coate, aruncă cu proașcă cu noroi, în loc să prezinte corect niște idei corecte, pertinente și așa mai departe, preferă lupta și lovituri sub centură, pentru că, și știți de ce? Eu vă spun sincer, nu neapărat o idee personală, pentru că s-a încurajat la nivel național această... Da. Da. Iertați-mă, golăneala prinde, știți? Asta e situația, din păcate. Eu sper ca cetățenii să vadă aceste nuanțe și să aibă încrederea în oamenii care într-adevăr îi reprezintă și care pot să facă ceva pentru ei. Și au demonstrat asta și la nivel național când guvernează, dar și la nivel local. Vreau să vă mai pun o singură întrebare, după care o să facem. Da, vă aud foarte bine. O să vă mai pun o singură întrebare, după care o să facem și finalul, pentru că mai avem în jur de 5 minute la dispoziție. Cum vedeți dumneavoastră județul Vaslui în viitorii 10 ani? Județul Vaslui, dacă va continua pe linia aceasta, va înregistra un progres destul de însemnat. Și vă spun și de ce. Recent, la nivelul Consiliului Județean, s-a aprobat strategia de dezvoltare socioeconomică pe următoarea perioadă, 2021-2027, care vine întâmpinarea strategiilor de dezvoltare europene cu programele operaționale pentru finanțarea proiectelor și așa mai departe. Uitându-mă în această strategie, uitându-mă în portofoliu de proiecte la Consiliul Județean, dar și la Primăria Vaslui și am văzut multe proiecte îndrăznețe și la nivel de comune, văd că peste 10 ani în județul Vaslui foarte multe comune vor avea apă, vor avea canalizare, vor avea gaz, pentru că vorbesc în cunoștință de cauză, pentru că fie unele sunt în execuție, mă refer la apă, canalizare și lucrurile deja și-au dat drumul, dar vorbim și de rețelele de gaz, pentru că deja la nivelul județului Vaslui există comune care s-au asociat, au depus documentație pentru a obține finanțare să facă aducțiune de gaz în comunele lor. De asemenea, văd o infrastructură rutieră cap-coadă asfaltată sau betonată, pentru că raportându-ne la infrastructura rutieră la nivelul drumurilor județene, care însumează undeva la 900 aproximativ 50 de kilometri, doar
100 de kilometri de drumuri județene de pământ ar mai fi de asfaltat sau betonat sau pietruit după caz, pentru că sunt zone mai puțin populate, zone în funcție de priorități, și vreo 200 de kilometri de drum pietruit. Restul este drum asfaltat, este drum betonat, ceea ce zicem noi că deja se realizează un progres. Apoi în următorul mandat, deci doar în ăștia 4 ani, 300 de kilometri de drum județean a fost modernizat, adică asfaltat și betonat. În următorul mandat, dacă mai sunt 300 de kilometri de drum pietruit și de pământ, să spunem, grosomodo, îmi place să cred că în următorul mandat, cei 300 de kilometri să fie asfaltați, betonați și pietruiți acolo unde nu se poate altfel. Bun, vreau să vă opresc un pic, pentru că mai avem puțin la dispoziție. Vă dau un minut, două, trei minute la dispoziție, vă pun trei minute la dispoziție să ne spuneți, să le spuneți ascultătorilor noștri, de ce ar trebui cetățenii din Vaslui să voteze cu Valeriu Caragața. Sigur, îmi place să repet ce am spus la începutul întâlnirii noastre de astăzi și mă gândesc că mi-e greu, adică să vorbesc pentru mine. V-am spus, mă puneți să vorbesc despre orice altceva, dar dacă este să răspund la această întrebare, vreau să aveți în vedere și cei care ne urmăresc că oferta electorală a lui Valeriu Caragață este de a lucra în echipă. De a lucra în echipă cu oameni profesioniști, și când spun acest lucru mă refer atât la consilierii județeni, consilierii locali, primar, președinte și la personalul executiv din aceste instituții, Consiliul Județean, Primăria Vaslui, primării în general, pentru că sunt oameni profesioniști, sunt oameni buni, sunt oameni care deja au o experiență în accesare de fonduri europene. Deci asta este oferta electorală. Așa cum am spus la început, foarte multe proiecte au și amprenta mea. Nu pot să spun că, domnule, uite că le-am făcut eu peste noapte, dar am contribuit și eu alături de echipele de implementare a proiectului, de echipele care au aprobat, pentru că știm foarte bine că niciun proiect nu poate lua, nu poate fi implementat fără să fie aprobat de consiliile locale, respectiv Consiliul Județean. Deci, seriozitatea, experiența dobândită în peste 12 ani de activitate în administrația publică, responsabilitatea în tot ceea ce fac, spiritul de echipă care mă caracterizează și cei care mă cunosc poate să confirme lucrul acesta, patriotismul local, zic eu că este iar un atu, și ceea ce și poate am lăsat la urmă, este faptul că indiferent de poziția pe care am avut-o eu în administrația publică locală, nu m-am schimbat deloc. Am rămas același pentru prieteni, colegi, colegi profesori, colegi în administrație publică, oameni intelectuali, mai puțin intelectuali. Deci consider că asta ține de om. Așa cum ați început dumneavoastră acest interviu, omul Caragață, consider că ține de om. Și zic eu că ăsta e bagajul pe care vin eu în această bătălie electorală și în egală măsură mă consider câștigător, nu doar dacă voi câștiga eu, ci dacă câștigă echipa în care mă aflu și eu. Ca să putem duce la bun sfârșit. Bine, sfârșitul va fi cine știe când, dar să ducem la îndeplinire proiecte, să muncim pentru oameni, pentru comunitățile noastre. Asta ne dorim cu toții, pentru că de ce nu ne-am dorit lucrul ăsta? Ce motive am avea să fie altfel? Nu? Corect. Domnul Caragață, vă mulțumesc din suflet, niște idei extraordinare. Mă bucur că am stat de vorbă cu dumneavoastră, mă bucur că le-am arătat ascultătorilor noștri, privitorilor noștri, le-am arătat ce se poate face și cum se poate face și ce s-ar putea face în continuare în județul Vaslui. Vă mulțumesc, mult succes în continuare în campania electorală și să auzim în continuare de lucruri pozitive la Vaslui. Mulțumim foarte mult, Doamne ajută, și să ne vedem după 27 septembrie ca să ne bucurăm de succes și de, nu neapărat de succes, de încrederea, de mulțumirea și de încrederea pe care cetățenii acestui județ ne-o acordă în continuare. Mulțumim din suflet! La revedere, toate cele bune! V-am salutat și pe dumneavoastră, toate cele bune și să auzim de bine! La revedere!
La revedere, la revedere. Da, vă mulțumesc din suflet că ați luat parte, că ați fost alături de noi la interviurile Jurnal FM. Am stat de vorbă cu un om extraordinar, Valeriu Caragaț, care va candida din partea Partidului Social Democrat la Consiliul Județean Vaslui. Aceștia fiind spuse, subsemnatul Ciprian Solomon vă salută cu stimă și mult respect. Pa, pa!